În fiecare an, sărbătoarea Cramei Avincis este o bucurie pentru noi proprietari, este o bucurie pentru toți iubitorii vinurilor Avincis din toată țara, în mod special pentru cei de la Arad, care fac parte din clubul degustătorilor neautorizați, dar care sunt foarte autorizați, sunt experți în degustare și în stabilirea virtuților și calităților vinului. E o bucurie pentru noi că membrii acestui club sunt fideli vinurilor noastre și nu e prima dată când membrii clubului sunt aici la Drăgășan, la picnicul în vie. Este o comunicare dintr-o parte într-alta a țării și vinul asigură această comunicare. Până la urmă, suntem împreună pentru că iubim vinul, suntem împreună pentru că știm că vinul nu este doar o băutură care conține alcool, vinul este în primul rând un produs cultural, vinul este o sinteză a multor calități pe care strugurii le au, pe care după aceea enologii știu să le scoată din struguri și pe care după aceea în sticlă timpul le accentuează, le înnobilează. Suntem de asemenea bucuroși pentru că în anul acesta am lansat o nouă formă, un nou veșmânt al vinului nostru pentru litei, Vila Dobrușa. Această rebranduire a fost realizată în primul rând de fiica mea, Andreea Micu, și cred că această nouă haină în care se prezintă vinurile din Vila Dobrușa, din gama Vila Dobrușa, e foarte atractivă și este pe măsura nobleții conținutului sticlelor. Nu e întâmplător că am obținut la concursul de vin de la Bruxelles, concursul mondial de la Bruxelles, un premiu, o medalie de aur pentru unul dintre sortimentele din gama Vila Dobrușa, e vorba de Mixul Alb din 2017. Celelalte vinuri sunt bine cunoscute în România și nu au nevoie de o altă prezentare. Aș vrea să fac o mulțumire specială pentru domnul de Roo, care și el a fost anul trecut lansat într-o nouă formă, o nouă etichetă. Și toate acestea arată că la Crama Avincis, pe domeniul Vila Dobrușa, tradiția și modernitatea se armonizează foarte bine. Rămânem fidel valorilor noastre, dar în fiecare an suntem sensibili la ceea ce se întâmplă pe piață, la ceea ce vor băutorii de vin și la tendințele care sunt și în România și pe piața europeană și mondială a vinului. Vă mulțumesc!